Mama cu cei mai mulți copii din România trăiește în Arges și are 45 de ani. Georgiana Văcaru a adus pe lume 20 de copii, cel mai mare având 23 de ani. Ultimul membru al familiei Văcaru este o fetiță pe care femeia a născut-o la începutul anului 2020. Familia Văcaru din comuna Stoenești, satul Cotenești, este cea mai numeroasă din România. mica Georgiana Văcaru a adus pe lume 20 de copii. Primul născut al femeii este un băiat în vârstă de 23 de ani. Și ultimul bebeluș este o fetiță care a venit pe lume în urmă cu câteva zile, potrivit realitatea de Argeș.net. Georgiana Văcaru a fost însărcinată aproape în fiecare an în ultimele două decenii. Toți cei 20 de copii trăiesc și sunt sănătoși. Fiul cel mare căsătorit și a plecat la casa lui, spune Lehuza internată la maternitatea spitalului. Cele 22 de suflete, 12 băieței, 8 fete, mama și tatăl lor trăiesc într-o casă cu 8 camere. Părinții au amenajat în încăperi paturi suprapuse pentru familia numeroasă. Principalul venit al familiei sunt alocațiile copiilor. Tatăl pleacă de două ori pe an la muncă în străinătate, primăvara și toamna, lucrând o lună, două, ca să mai câștige bani să-și întrețină familia. Cei doi soți nu se vor opri aici. Dacă Dumnezeu mi mai dă copii, nu îi oprim. Dumnezeu știe ce se va întâmpla, spune mămica. Medicul care a asistat-o la naștere i-a dat asigurări că este sănătoasă și mai poate să aducă pe lume copii, relatează canal de pungro.